toate părțile, și de la minister, și de la Casa Națională, mi s-a spus că se discută pe niște alte acte normative care o să apară în noaptea. Pe surse. Singura problemă pe care eu vreau să o spun aici, probabil că la noi au fost pe ambulatorul, anul trecut l-am scos întâmplător, o lună, comparativ cu ce se poate face și la cât a făcut, deci noi am obținut 110 milioane. Mai pe ambulator. Deci numai pe ambulator. Referitor la suma care dumneavoastră mi-a dat-o de 700, aia însemna ca pe fiecare cabinet să se prezinte 28 de consultații noi, fără consultații, fără... Trebuie să luăm în considerare momentul în care nu mai este spitalul, totul în care mergea la spital acum se aduce pe cabinetele respective. Deci vorbim deja la alții parametri. Deci eu nu cred că la orele oftalmologie asta nu sunt 28 de oameni. Nu sunt 28 să se prezinte. Păi, pe de-o parte, spuneți că aveți activitate. Stați puțin să ne înțelegeți. Eu vorbesc de ce avem în ambulator. Este spitalul, vorba de dermatologie. Spitalizare continuă nu o să mai fie. Da? Am înțeles. În acel moment se vor fi aceste deci, ambulatori. Îmi spuneți exact. Deci 28 de dumneavoastră, 28 de pacienți deci, aveți la orele, la dermatologie, la ginecologie și la asta nu sunt. La ginecologie nu sunt 28. Deci 28. Absolut. Are discuția luat altă formă. Aici au lucrat la stat. Haideți să spunem spuneți când a făcut ambulatoriu, de ce nu suntem cinstiți? Vă rog frumos, lăsați-mă să spun. Pentru că atâta timp cât a fost, să fim cinstiți, este unitate sanitară publică. Atâta timp cât medicul a fost salarizat după un salariu fix, după a venit când a dorit, a plecat când a dorit, n-a avut niciun interes să-și atragă pacientul. În momentul când își face acest contract, luptă să-și găsească, să-și aducă și ca oamenii, dacă este un medic bun, îi vin 28 de pacienți, asta e minimul ce poate să iasă. Sunt medici care au plecat din sistemul ăsta și dumneavoastră știți, și din Brașov, au plecat din spitalul județean, au plecat pentru că nu le-au mai convenit salariul ăla fix. Iar în momentul de față eu vă dau exemple de oameni care au în mână exact ce v-am dat eu, 80-90 de milioane. Doamna, să fim cinstiți acum. Vă rog, haideți să... Ideea mie se pare foarte simplă și ce ați deschis dumneavoastră ca și subiect este extrem de important, dar eu apreciez că nu astăzi. Corect. Da? Deci, în primul rând, acest tip de discuții, având în vedere propunerile pe care le-a făcut domnul director, da? Ar trebui aceste discuții să se materializeze într-un raport pe care să-l vedem și noi. Vis-a-vis de niște cifre pe care dumneavoastră le avansați, vis-a-vis de niște propuneri ale acestor cifre, vis-a-vis de niște criterii pe care le-ați amintit și cu care în parte noi suntem de acord. Da? Dar discuția în acest moment este următoarea. Pe cadrul legal aveți posibilitatea prelungirii contractului până în 30 iunie. Da. Motiv pentru care sugestia noastră este să-l prelungiți, să faceți acest raport, da? Și să găsim o soluție, pentru că propunerile dumneavoastră ridică niște semne de întrebare sau ridică niște întrebări la care noi nu putem răspunde. Există dorința medicilor, dintre care în acest moment niciunul nu e prezent, de a înființa acele cabinete, de a se asocia, de a face cereri. În ideea în care noi ne-am strâns pentru că... Eu cum văd problema? Problema o văd în ceea ce privește respectul pe care ni-l purtăm toți și eficiența pe care trebuie să o dăm timpului pe care îl avem fiecare. Au fost niște manifestări de stradă organizate sau spontane ale oamenilor de aici care beneficiază de aceste servicii medicale. S-a constatat, pentru unii mai puțin, pentru unii mai mult, că administrația publică locală și-a îndeplinit în totalitate obligații. Dar chiar dacă manifestările de la ședința de luni au degenerat în mică parte. Da? Asta este nivelul de înțelegere al oamenilor și eu nu mă feresc să afirm chestiunea asta pe față. Ei n-au înțeles acest aspect. Rugămintea noastră către forurile județene de descentralizate este să ne sprijiniți în ceea ce privește informațiile pe care le aveți, în ceea ce privește costurile acestui spital, pe care numai dumneavoastră le aveți. Da? A doua chestiune pe care noi trebuie să o vedem și asta trebuie să vină din partea spitalului și a medicilor care funcționează acolo. Un program și un proiect pe propunerea directorului de spital,
Da? A treia chestiune pe care eu vreau să o ridic cu titlul de întrebare este: există obligativitatea înființării în cadrul unității administrativ-teritoriale a acelui serviciu, care din punctul meu de vedere cu 2 oameni produce o cheltuială de 200 de milioane pe an, salarii plus dări la stat. De ce din banii aia să nu finanțez o aparatură medicală? Ce, noi nu putem gestiona cu cadrele care există un management, să ne delegăm un om într-un eventual consiliu de administrație al acestui spital organizat în formă asta? Nu văd de ce să mai înființez o structură care să-mi creeze costuri. Poți să propune legale. Da, banii ăia îi cumpăr un tomograf sau cumpăr altceva. Corect. Da? Deci cam asta este ideea. Ce să hotărăsc eu astăzi? Decât faptul că legal dumneavoastră puteți să-mi prelungiți contractul până în 30 iunie, da? Și în această perioadă, oricând vă stăm la dispoziție, dovadă că din 19, 17 ini sunt prezenți și doi doar că sunt plecați, nu sunt prezenți, să analizăm pe cifre. Cât ați cheltuit, cât propuneți să cheltuim, cam care este structura de personal și ce costuri produce și așa mai departe. Care sunt posibilitățile noastre de a vă ajuta în continuare prin dotări cu aparatură medicală, pentru că oricum partea de întreținere, de mentenanță a acestei chestiuni și fază, oricum o face. De asta am și spus că așa da? Trebuie a început discuția. Păi, asta este ideea. Așa trebuie a început. Pentru că eu sunt de acord, cum a spus, nu știu cine, la ultima discuție, că într-un consiliu de administrație în care primăria va trebui să mai face niște bani, nimeni nu va mai ține, așa nu știu câte personal are. Și va analiza câte femei de serviciu sunt, care e eficiența lor, câte contabile, câte. Vreau să vreți să o temu astăzi un lucru, fără a avea și un ce să decid astăzi? Stai puțin. Am înțeles că trebuie să decidem. Nu s-a înțeles. Deci pe dânsii am invitat să ne prezinte puțin care este stadiul actual ca să putem îndeplină cunoștință de cauză ce facem noi mai departe. Dar dânsii n-au venit să ne impună luarea unei lucrurile azi. Dacă mai intervii, te dau afară. Chemați poliția. Nu, te dau eu. Există posibilitatea și îmi cer scuze că apară pe ordonanța de vineri se stabilește înființarea unei comisii care va evalua, așa scrie articolul, prin dispoziție de ministru. Da, domnul. Până se înființează comisia, până vine la evaluare, poate, nu știu, că n-am aceste criterii, că n-au apărut, sunt în dispoziție, dar poate reușesc printr-o finanțare a bugetului local să mă încadrez la spital de condiții limită, la categoria 5. Absolut. Nu știu. Nu știu dacă această comisie... Ce am înțeles e că deja s-a hotărât. Domnul consilier, nu s-a hotărât. În situația în care există acea ordonanță, da? La care există posibilitatea pe care dumneavoastră ați spus-o. Noi am venit să vă propunem această situație pentru eventualitatea în care se face acea comisie și care 7 zile trebuie să dea, 7 zile să sau mâine. Dacă mâine apare hotărârea de guvern și sunteți pe lista la care nu se finanțează de casă, ce facem cu personalul? Da, deci asta e o variantă, e o variantă posibilă. Dar spun eu ce facem dacă apare păcat. Contestăm decizia, pentru că trebuie înființat o comisie, suspendăm această chestiune, dumneavoastră aveți obligația să-l încheiați contract. Absolut. Da? Și după aia vedem ce se întâmplă. Comisia asta nu poate să decide pe o listă de monitor oficial de 80 de spitale sau câte au fost acolo în 7 zile, mi se pare o aberație. Unul la mână, doi la mână, dacă eu sunt dispus Consiliul Local să finanțez, să ajung la clasa 5, aia limită, în care îmi dă voie să închei contractul casa. Că poate-s dispus să finanțez de 9 milioane de euro cât e un buget, sunt dispus să dau 1 milion să finanțez, să înființez secție și ce mai cer. Știu criteriile în acest moment? Nu. Poți să-mi bași pumnul în gură în 7 zile când eu n-am criterii, să mă bași pe clasificare, să nu mai închei contractul casa, mi se pare aberant din partea ministerului. Corect. Nu admează. Și românește discutând asta ca o paranteză, nu o să înființeze comisia nici de-aci într-o lună. Comisia aceea să înființează, că nu trebuie să vin aici, acea comisie. Păi și cum mă evaluez? Așa cum a evoluat și a făcut această propunere de spitale. Pe baza activității, activității de 10 ani. Pe baza rapoartelor pe care dumneavoastră mi le-ați amintit. Pe baza ce a transmis spitalul. Da, ce a transmis, da. Nu eu. Ce a transmis spitalul. Domnul director, nu vă supărați.